Doamne și domnule, bine v-am regăsit. Cât mai putem, ne regăsim. După aia, gata. Mă întreba o doamnă astăzi, ce te tai cu ardealul domnul? Că eu am venit din Brăila și locuiesc aici în Cluj și nu văd ceva deosebit. Și am doamnă, dar la Brăila vedeți ceva deosebit. Da, acel oraș în formă de mel. Nu vedeți? Cum dumneavoastră vedeți ceva deosebit la locul în care v-ați născut, văd și eu ceva deosebit. Dacă eram din Tecuci, eram mândru că din tecuci. Dacă ești din Ardeal, îți mândru că din Ardeal. Știi, și ce m-am gândit la chestia asta? Mă, lumea nu înțelege că identitățile sunt niște cercuri concentrice, care nu se elimine unul pe altul. Adică ai identitate locală, că ești clujan sau brăilean sau tecucean sau sigetean. Ai identitate regională, că ești ardelean, că ești moldovean, că ești moroșan, că ești... Și ai identitatea națională, că ești român dacă ești educat, înțelegi și că există o supraidentitate la fel de validată de realități ca ailaltă, și ca ailaltă, și ca ailaltă, identitatea europeană. Care și -aia e faină, mai ales când merg în concediu și te mai opresc ăștia la granițe. Nu? Dacă mai vine și schengen nu suntem domni. Chestiunea asta se înțeleg destul de greu. Și am văzut un citat pe Facebook, eu cam de acolo îmi fac emisiunea, sinceră că din presă ruletă rusească cu ea. Un, uh, un, tip foarte fain, Ciprian Iancu, din doar a ținutul pădurenilor, chestii istorice, așa, zice o chestie foarte faină. Zice Ciprian, în țara asta, dacă ești mândru că ești oltean, regățan, moldovean, ești un bun român. Dacă ești mândru că ești ardelean, te fac ăștia secesionist, separatist, bonghenă, cum o fac unii pe mine. Adică, bă, trebuie să ne obișnim că țara aia asta este egală cu sine. Pământul din Cluj e egal cu pământul din Brăila, doamnă dragă care m-a oprit astăzi. Nu am niciun complex de vinovăție numai pentru că manualul a scris că în Ardeal a o fost, numai o și n-am niciun complex de, de, inferioritate că vezi, doamne, acolo erau boieri și ăia când apăsau butoanele la fanar curgea pe cald de București. Noi am fost Europa Centrală, Transilvania, Banatul, Bucovina, Europa Centrală, Mitele Europa, Central Europa. Alții au fost Balcanii. Muntenia, Bucureștiu, Dobrogea. Alții au mai tras către ruși, cum e Moldova. Asta nu înseamnă că unii mai deștept decât altul, ci că fiecare vine cu valorile lui, pe care le-au și le-au făcut între timp, în istorie. Știi? Nu auzi, mă întreabă ăștia de VG, că am pus mâna pe ardeal și mi-o tăiat ăștia mâna. Tată, eu când pun mâna pe ardeal, ha, ea nost. Ha, ha. E anost. Și chestiile astea trebuie spuse. Trebuie spuse pentru că se dezvoltă încet, încet un complex de superioritate în sudul și în estul României. De câte ori zic, sau zice altul, Dumnezeu, noi suntem din Transilvania, da bă, dar noi am murit ca să vă eliberăm. Ne-ați eliberat de cine? că de sub imperiu. să noi am trăit sub imperiu ăla un pic mai bine decât voi. Adică să înțelegeți că în 1918 salariul în Viena era 1400 de florini, în Budapesta, Budapesta, 1100, iar în Ardeal, deci până acum ai luat Viena, ai luat Budapesta, capitale, în care sunt floritoare, iar în tot Ardealul era 800 de florini știi cât era în București, că era cam singur oraș de acolo, mai dezvoltat? 400. -ie. salarul mediu. Așa că, dincolo de jertfe și de nejertfe, dincolo de bâlbâiele din primul război mondial, dincolo de norocul istoric, băieți, suntem egali unii cu alții. Eu m-am săturat să vină tot felul de tipi. La prima sau la a doua generație în Ardeal să spună, dragă, vezi că Ardealul ăsta se face așa, 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 să dea lecții despre Ardeal cui? Ardelenilor. Bă, nu mai trebuie să dați, nici eu nu nu, nu, nu vă dăm lecții. Nu mă duc niciodată în Moldova decât să mă bucur de cultura senzațională care e acolo. Când mă duc în Oltenia, mă bucur că văd culele Oltenești, alea care sunt refăcute. Dacă mă duc în Dobrogea, ador să mă iau pe jos, de exemplu, prin cimitirul din Sulina, care e jumătate numai de englezi și de francezi și de nemți și de toate naționalitățile. Adică, nu mă duc să dau lecții. Mă duc în Bucovina, aer curat, Maramureșul la fel. Așa că încetați să ne mai dați lecții numai pentru că voi știți mai bine cu ce se mănâncă Ardealul, că i-a scăpat pe românii de aici de unguri. Nu uitați că Matei Corvin au fost și, și. cu de Hunădor a fost și, și. Cam toți cu care ne mândrim și care nu e așa apar și în imnul național, Mihai Ștefan Corvine, nu e așa? Îți cam juma-juma să nu luăm ADN-ul, că s-ar putea ca unii să venim dintr-o parte și alții din altă parte. Sunt acele studii în care noi avem un ADN un pic mai că către sud-est. Știi, noi zicem de unii că își mâncă carnea de sub cald, dar noi avem ADN un pic mai estic decât alții. Vreau să vă arăt chestii faine. Vreau să vă arăt chestii faine, uite, din Germania. Și-o dau în contrapartidă la ce? la acel clip făcut de cei doi americani care călătoresc, nu-i așa, prin lume și ne-au făcut de cacao, domnule, scoate ține naibii din România și să vezi așa. Și am, eu am văzut acolo o chestie mică. Domnule, puțeau oamenii ăștia, români ăștia în trenuri, ziceau americanii ăia doi. Domnule, mai, mai, tare decât noi, că noi nu puțeam deloc, deși nu ne-am schimbat chiloții de câteva zile. Bă, bă, dacă tu ești de la care umbli cu chiloții, cu aceeași chiloți câteva zile. Nu mai spune de mine că spurcat mâncă cu sufletul, că dau cu tine de păreți câte fii de americani care îți fac selfie-uri prin lume. Înțelegi? Tu ai venit, pe poate puțin tu, din interior. Este o chestie foarte faină pe Facebook, foarte faină. Și că vin, vine unul la un înțelept, la marginea orașului, să intre în oraș, la zidurile cetății. Înțeleptule, eu vreau să intru în oraș, înțeleptule, ce mă dar de unde vii? Din orașul X. Și cum sunt oamenii acolo? Domnule, sunt senzaționali, sunt frumoși, primitori, uh, se salută toți, se ajută, e o încântare să trăiești acolo. Domnule, hai, încetate, intră. Vine al doilea, după vreo două, trei zile. Domnule, de unde ești? Domnule, din orașul X. Tot din orașul X. Cum ai fost unul acum vreo două zile? Și cum sunt oamenii acolo? Domnule, răi. Put! Nu schimbă chiloții. Își dau pumni în gură. Extraordinar. Și ce mă, mie mi-au zis la alalt, exact opusul. Domnule, de -o -o, nu pot să explic chestia asta, că uite că eu m-am bătut cu cinci când am plecat de acolo. Și atunci înțeleptul ăla zice, bă, bă iatule, tu vezi în locurile din care vii sau în care pleci, ce vrei să vezi, ceea ce ești tu. Dacă tu ești de la care salută, care ajută, care e bun, tu o să vezi oamenii buni din jurul tău. Dacă ești tu de la care intră într-un magazin, dă, șut, dă, două șturi în ficat la vânzătoare, îi trage două palme la patron, o să vezi numai oamenii care fac același lucru în jurul tău. Cam asta e și cu tovarășii americani, care au venit nu așa să se dea ecoțofenii cu, cu să ne de câteva zile, că scoateți-i din România. Asta mă enerva foarte tare. Asta mă enerva foarte tare pentru că ăștia se plimbă prin lume, așa se și numește blogul, lui, blogul lor, călătorind aproape pe gratis prin lume. Bă, bă, că ești aproape pe gratis, dormi în fânt, tată. Eu dacă mă duc la tine în America, e 60 de dolari sau 100 de dolari pe cameră. Dă și tu ai 60 de dolari sau 100 de dolari pe cameră și o să vezi că nu te mai mâncă ploșnițele. Și ți să aște muturile curate, tată. Dacă vrei gratis, așa primești la gratis. Revenim la chestiile faine. Primarul unui orășel din Germania, prosperitatea orașului meu înseamnă munca românilor ca să mai spălăm un pic șmecheriile făcute de doi clănțăi și doi fomiști americani. Da. Și ce zice? Din ziarul românesc.de am luat chestia asta. Ei citează de fapt opinia Timișoarei, dar am zis că nu se supără opinia Timișoarei dacă facem un pic reclamă sau mergem un pic cu, cu link-urile către ziarul românesc din Germania. Și zice ziarul românesc. Un orășel din Germania aflat nu departe de, de granița cu Elveția și Franța, numără o mulțime de locuitori bănățeni. 20% dintre ei sunt români, majoritatea din Timiș, din comuna Darova. Potrivit cotidianul online Opinia Timișoare, acest lucru a fost dezvăluit de însuși primarul din Spaișingăn, Hans-Georg Schumacher, care a venit în vizită în Timiș în aceste zile ca să participe la aniversarea 230 de ani de atestare documentară a așezării bănățene Darova, de unde i-au mers 20% din populația orașului. O chestie foarte faină, tată. Foarte faină. Și asta vi le vi le arăt chestiile astea ca să nu credeți că tot Occidentul îi cu ochii pe românii care nu știu ce fură sau nu știu ce. Uite mă că sunt și de astea. Și zice ziarul românesc, Edilu Neamț a avut numai cuvinte de laudă la adresa românilor stabiliți în orașul său încă de la începutul anului 90. Și ce zice? 20% dintre locuitorii din Spaisingen provin din România, majoritatea din Darova. Au plecat imediat după 90 și au cumpărat case, spații, s-au integrat foarte rapid și au ajutat mult la dezvoltarea industriei locale. Prosperitatea orașului meu înseamnă munca lor. În virtutea acestor relații mă aflu aici, în banat. Bugetul nostru e de 44 de milioane de euro anual, majoritatea banilor provin din impozitele diferitelor companii, iar restul de 6% de la populație. Edi luneam s-a interesat la modul concret despre condițiile oferite investitorilor în zonele industriale, din apropierea Darovei, la Lugoș, de la prețul terenului la utilități. Asta sunt știrile pe care vreau să le văd. Astea sunt știrile, tata. 44 de milioane de euro. Sigur că dacă i-ar fi dat la Berlin, cum îi dăm noi la București, primarul n-ar fi avut bani, nu mai venea cu trenul, cu naveta, la clasa a doua, sau acolo la vagonul de cucuruz. Acolo funcționează federalismul la fiscal. Adică, domnule, îți plătesc, statul eu, o sumă de instituții și serviciu. servicii. Eu ce obligație am? că locuiesc în Tecuci, că locuiesc în Sighet, că locuiesc în Cluj sau în Craiova sau în Timișoara. Sau... Adică am obligația să-l apăr, adică plătesc impozitul la București, la bugetul central pentru armată. Am obligația să ajut la crearea unui sistem fiscal și vamal corect și funcțional. Atunci, tot ce înseamnă politică vamală, politică nu știu de care, trimit la București. Ce mai am eu interesul? Am interesul ca politica externă să fie una brici. Și atunci cotizez, pentru că e politica externă a României și interesul meu, indiferent că sunt tecuci sau cluj, la politica externă. Și mai punem câteva de astea. Ce mai am interes? Ca regiunile sărace să ajungă la nivelul regiunilor bogate. Și atunci ce fac? Un 5, 7, 8% din bugetul regional al Transilvaniei, că e mai cu dezvoltată, poate să meargă într-un fond de solidaritate interregională cum pleacă 7% de, din vestul Germaniei către estul Germaniei. Da? E greu? E separatism? Nu este separatism. Da? Și atunci e o diferență de abordare. Statul român vine și luând toți banii de la toată lumea, face ca regiunile bogate să ajungă la nivelul regiunilor sărace în loc să facă cum am zis eu și cum fac nemții și aduci din regiunile sărace la nivelul regiunilor bogate. da, pentru că chestia asta e greu. Greu că trebuie să gândești și când găsești, dai de civilizație ca atunci când dai cu capul de beton. Știi? Să să vă arăt ce înseamnă civilizație tot în Germania. Rămân la chestia asta. O poză. Știi ce face? Este un magazin de tot felul de scule. Știi ce scrie aici? Hai să vă traduc. Stimați stăpân de câini. La temperaturile de acum, pentru că era caniculă, pentru patru pledul dumneavoastră este periculos să rămână în mașină, chiar dacă geamurile sunt deschise. De aceea, câinele dumneavoastră este bine venit în magazinul nostru. Civilizație, tată. E la 1500 de kilometri de noi. La noi, dacă mă să iei poza câinilui în magazin și ți vin primătura în cap. Asta înseamnă civilizație. Crezi că trebuie fonduri europene pentru asta? Nu. Că trebuie un pic de omenie, un picuț. Adică să înțelegi că există nevoi pe care trebuie să le împarți. Tu nu poți fi patronul magazinului, eu să fiu sluga ta când într-un magazin. Tu trebuie să fii ăla care mă servește, pentru că eu îți plătesc salariu, îți plătesc impozitul, îți plătesc o grămadă de chestii, de la chirie până la coafura lui nevastă. Asta nu se înțelege la noi. Dar venim la România. La România mâncui sufletul de Românie. Și am văzut acum o șerpăraie, o bătaie a peștelui, apropo de partidul ăsta cu România Unită. Ăsta, Iar noi avem Partidul România Unită, al lui Diaconu și am văzut că e și ponta pe acolo băgat în spate. El zice. Și avem și Partidul Rusia Unită, al lui Putin. Băi, ce coincidență senzațională. Și văd pe știri pe surse, care prea, cred că la Antena 3 a fost ponta, al altă sară. Victor Ponta recunoaște că se află în spatele Partidului România Unită. Băiatule, și uite ce zice, am, am, făcut cu PRU exact cum am făcut cu ALDE. Că Popescu Tăricianu era singur, i-a zis să-l ajut să fac un partid pentru că PNL nu mai era liberal. L-am numit președintele Senatului și m-am certat cu psd care acum sunt prieteni cu ei. am zis nu fiți hapsând, ce făceam noi fără ALDE. Am avut nevoie într-un partid în care să vină oameni care nu se înțelegeau cu liderii. Îl cunosc pe Bogdan Diaconu, eu l-am pus. El a învățat mult, mult mai ponderat. E o nevoie în România de un astfel de partid naționalist. I-am zis, da, te ajut, îți dau idei, spun, oameni liberi. Trebuie să avem un partid naționalist în sens modern. <coughs> Băiatule, dacă ai cunoaște istoria, măi, fost prim-ministrule, plagiator dovedit, ai rămas și fără doctorat. Dacă ai cunoaște un pic de istorie, ți-ar trămura, nădragi pe tine. Înainte să arăt, unde duce un socialism naționalist, pentru că tu vii de la socialiști și băzăi urechile populației electoral copulative cu zbârnietori naționaliste, atenție, scenariul ăsta cu Partidul România Unit a fost anunțat în 23 iulie de Adrian Năstase. Ponta confirmă. În 23 iulie a intrat Năstase, a ieșit Năstase, și au zis, domnule, trebuie, dăm și hot news de după. Adriana Stase, PSD, are nevoie de un mesaj mai puternic de natură naționalistă legată de suveranitatea României. Adică, domnule, un mesaj de demnitate, noi românii, noi dă să meargă. Nici asta nu știe istorie. Că dacă ar fi știut istorie și lui, ar fi tremurat chiloțeii domnului infractor sau mă rog, fost pușcărea sau cum îi zic, unii zic, fost prim-ministru. O fost și prim-ministru, a stat după aia la pușcărie. Da? Hai să vă arăt, băieți, ce a însemnat în 1934 Partidul Naționalist Socialist. Exact ce zic ăștia. Și aici vorbim de istorie. Nu, noi nu învățăm de chestiile astea. Partidul Naționalist socialist din România, cu păvaza de oțel. A fost un partid nazist, activ în România pe durata anilor 30. A fost făcut de colonelul Ștefan Tătărăscu, frate solu Gheorghe Tătărăscu, de, tri, de două ori prim-ministru al României, care ia uite, tată, ăsta era simbolul lor. Și atenție, eu dacă dau simbolul ăsta pe post, nu-l dau ca să agresez privirile. Sau să fac propagandă. Eu îl dau pentru că este istorie pură, așa cum vedeți la BBC, nu știu ce documentar cu Hitler care își agită zvastica, ăla este un documentar, nu este propagandă. Și acum aș vrea să luați, dăm și poza mare, să vedeți mesajul și uitați-vă și comparați mesajul ăstora din 1934, repet, cu mesajele de astăzi, România românilor. Că noi pe... Și acum, amintiți-vă de câte ori n-ați auzit tot felul de politician. Doamne, ne fac ăștia colonie! Ce atâta cu firme străine? Noi românii, România românilor, să... Noi suntem mai atari. În 1934 a fost la fel. Și atenție, vă mai arăt un lucru. Ai... Uh... ai oare cum îl chema pe ăla? Eremia Cecan îl chema. Eremia Cecan, ăsta era un tip venit din Basarabia, care, o făcu el și pe jurnalistul, și-o pus crucioiul mare ortodox aici, și o băieți, român înseamnă ortodox. Exact ca Naionescu, Naionescu fiind ideologul legionarilor. Da? Ăla l-a făcut pe, pe Samuel Micu Klein, un biet papistaș. Adică, bă, nu ești ortodox, nu ești român și micul Klein făcuse pentru românitate când n-au făcut 10 generații de brătieni și 14 de naionești. Da? Acum, din câte am văzut, vin și ăștia cu noi. Suntem ortodoxi. Suntem... amintește de Ponta în 2014. Domnule, nimeni nu i-a zis nimic de, de religie. Domnule, să nu spună mie cineva să nu fiu mândru că român ortodox. Îl vezi? 1934. Noi ne-am săturat să ne spună străinii când să facem și să dregem, că noi aici, ce e atâta femei? Îl vezi? România românilor. 1934. Dar când nu citești mânt cu sufletul când manuale scrise de tot felul de vătrași din vatra românească, care acum se, se, se spală, cum se, cum se spală mâțile. Știi? Și încearcă să fie frecventabili. Și sunt susținuți de tot felul de eminențe de asta din partide. Și atenție, nu fac doar psd chestia asta. Că dacă ar face psd aici, bă, nu, no, le-au zis Năstase că e nevoie de un partid și fac. Ponta le-au zis că e nevoie de un partid în care să verse tot felul de de a care nu se regăsesc sau să sfădesc cu liderii, e ok. Dar amintește-ți că primii care au venit au fost ăștia lui Alinuța Gorghiu, Hai să-l aducem pe Maria Munteanu, zamolxismul de serviciu, ortodoxul de serviciu al patriei, să-l aducem să facem noi un partid putentă de aia și de aia și de aia să-l punem, nu știu unde, primar. Și lipsa de cultură generală nu aparține doar unui partid. Lipsa de cultură generală o găsești la aproape toți liderii partidelor mari din România. Lipsa de cultură generală nu știu, nu că nu știu suma lui Gauss, că nici eu nu știu. Ba, o știu, 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 1977, cât fac? Lipsă de cultură generală înseamnă lipsă de educare. În spiritul vremurilor. Adică ce vreau de la țara asta? Vreau să o fac în 1934, să am hoarde de legionari care sparg mașini și fac praf? Nu tătucă. Ce vreau eu să fac? Cu prețul fă, dă, dării de pereți, dării de pereța României ei mă interesează să fac un partiduleț în care să zboare ăilalți care nu se mai înțeleg cu nu știu cine da? asta mă interesează am făcut PRU să sară uh, ăia din parlament care nu se mai înțeleg cu Dragnea că uite că deja o grămadă de pesediști acolo asta este o imagine care ilustrează ce se întâmplă și cineva aruncă grăunțele. Bă, la nu seamănă cu Putin care, ajunge, care alungă grăunțe? Nu, că e Putina. Poate e o doamnă, mai bărbătoasă. Mamă, că n-are să-i Nu? Că mă întreb așa. Că acum eu... Mă mai întreb o chestie. Bă, nu cumva de ai fost tu la soț. Singurul oficial din Uniunea Europeană care a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă la chemarea lui Putin când toți oficialii din Uniunea Europeană, președinți și premieri, o că nu merem acolo că să nu legitimăm pe nebunul ăsta de Putin. Tu ai fost. Da? Și acum deja este șerpărai, pentru că o veniți, na, trebuia să iasă Dragnea, să zică, domnule, de fapt, noi nu avem nicio legătură cu, cu ăsta, cu pereul lui Diaconu, că să vezi ce se întâmplă, că ăștia sunt finanțați de ruși. Bă, și eu trântit-o Diaconu astăzi și o să auz, zim -mi și mie, de câte ori ai fost în 2000, 10 domnul Dragnea în Rusia și de ce? Și încă n-am auzit răspunsul lui Dragnea. Eu ce presupun? Că este un război între Ponta și Dragnea și fiecare își folosește locotenenții dându-le informații. Vezi mă că l-au fost în Rusia în 2010, întreabă de ce. Dacă eu l-am trimis, dar nu mai zice chestia asta. Și ai băieții, așa se numește șarpe uroboros. E un șarpe care își mâncă coada în continuu. Păi dacă ai fost în Rusia, măi băiatule, în interes de serviciu politic, mai băiatule, mai dragnea, mai infractorule. Că au zis, da, ai fost condamnat la 2 ani de pușcărie, ce să fac? Cu suspendare, ne cu suspendare, asta ești. Păi, noi vrem să știm, mai tata. Noi vrem să știm pentru că eu plătesc o grămadă de impozite. Și le plătesc întotdeauna și prietenii fac mișto de mine că le dau cu dragă inimă. Dacă mi-ar spune cineva, mai pune încă un procent pune puni ei la German un procent sau două la impozit, că avem nevoie și de aia, eu aș da. Eu sunt fraierul de serviciu. Eu chiar cred că e nevoie de impozite și taxe. Dar bă, băiatule, dacă tu ai mers pe banii în ei să negociez cu partidul lui Putin, păi îți iau mau. Păi mă duc cu sufletul în față la gregina ta pe două străzi, la căsoiul tău pe două străzi, ăla din Teleorman. Și... Păi ei, nu mă... ei mau și înseamnă? Ei mă au înseamnă că nu mai las să vorbești la microfon aici la tine. Aia înseamnă, nu credeți prostii. Eu îmi atrag ăștia în atenție, în regie, că ce aia bă, iau m-au. Nu te las să vorbești, stai microfon. Înțelegi? Și mă duc acolo la grădi, la căsuța ta pe două străzi, la domeniul ăla din interior, sunt de oameni săraci. Și ce mi-a auzit de la gură, mânc cu sufletul, nu vrei să știi. Și în rusește, ca să înțelegi mai bine, poți să învăț Vreau să știu ce îți transmit oficial domnul Dragnea, că ești președintele celui mai partii partid al României. Este adevărat ce sugerează domnul Diaconu de la Pereu? Nu că ar fi mai deștept decât tine. Eu vreau să știu dacă ai fost în Rusia și de ce. Vreau și-o Pentru că eu văd niște mișcări pe care nu o să le comentez eu. O să las pe Grigore Cartianu de la România Liberă să le comenteze. Ia uite, Apropierea bătăliei electorale din decembrie 2016 activează jocurile rusești din România, precum în decembrie 89. Sigur, nuanțele diferă, dar scopul e acela, salvarea nomenclaturii, păstrarea puterii și conservarea privilegiilor, iar peste toate menținerea influenței rusești în politica și în economia României. Dacă în 89 PCR năpârlea în PSD, în FSN, acum PSD năpârlește în România Unită. PRU este o creație rusească de la denumire Partidul România Unită la noi, Partidul Rusia Unită cu Putin în frunte la Moscova, zice Grigore Cartianu și o citez. Chiar și selecția parlamentarilor la colas prin traseism are legătură cu rețeta rusească, să vină penalii cât mai mulți penalii. Actuala goarna PRU, Diaconu, anunță zilnic câte o nouă achiziție, majoritatea de la PSD, majoritatea cu dosare penale. Dușmanii legii se anilează în PRU ca hienele la pradă, zice Grigore Cartianu și începem. Manolache, deputat venit de la PSD, cercetat de DNA pentru fals în acte inițiator al unor legi care urmăreau să pună botniță justiției. Rizia, deputat PSD, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență, luare de mită și spălare de bani, a recunoscut ieri, am văzut prin ziare, că a luat 300.000 de euro șpagă. Și am văzut în ziare. Constantin Popa, senator de la PPDD, -ul, UNPR, -ul, PMP, -ul, ăștia de a -a, așa. Cercetat de parchetul general după ce un agent de poliție a depus plângere împotriva lui, pentru ultraj, acuzându-l că l-a lovit chiar în sedul poliției Buzău, după ce a amendat-o pe fica senatorului. Adică, bă, tată, băi, te-a pus de familia mea, te-am ras, zice domnul deputat. Mario Caleanu, PPDD, unpr -u, pmp a anchetat de dicot pentru spălare de bani. Noul partid dezăltat și de penal pare să aștepte parașutarea ca președintea lui VV Ponta. O și declarată ăsta, ăsta de la PRU, că domnul să vină Ponta. Deocamdată Ponta și-a trimis în PRU două trompete psd deputatul Manolache, care e finul lui, și Mirel Palada a fost purtător de cuvânt al guvernului Ponta. Diaconul ce zicea? Ce zice acum? ni dorim pe Victor Ponta și l așteptăm să vină în PRU. E cel mai bun premier de la Ice Brătianu încoace pe care l-a avut România. Da? Ponta va veni la PRU, partidul va depăși 15% în sondaje, sunt convins că o să avem succes împreună, nu m-ar deranja dacă ar veni și ar prelua funcția de președinte al partidului, dar pe 17 ianuarie 2015, pe cât Ponta era prim-ministru, același diacon declara, la prezidențiale am avut de ales între două rele la fel de mari, Ponta și Iohannis, și noi am susținut votul pentru Vlad Țepești, că și Vlad Țepeș con... merea acolo cu Brătianu de mână. Voi vota orice fel de moțiune de cenzură, voi vota pentru căderea guvernului Ponta. Asta ziceau. Numai că dacă lumea nu este educată, lumea nu are memorie și atunci de unde să știm noi ce au ăștia, ce gâlgie ca curcanii? Nu? Despre asta e vorba, tată. Băieți, ăștia ne fac la zaruri. La zaruri. Ai văzut ce o zână stase? Domnule, mi-am spus că ar trebui să avem așa un partiduleț trompetă naționalistă. Ai văzut ce-a făcut Gorghiu? Am mai să-l punem pe Maria Munteanu și ăla era săracul cu scheletul cât casa, cât mamutul în dulap. Atâta vreme când nu se va investi în educație, noi vom fi proști și vom alege niște proști mai mari decât noi. Dăm publicitate că dacă mi-a gura pe dinainte, bă, e capul eu. Am revenit. Am revenit. Ce se aude acolo? Așa. Că mă gândesc în felul următor. Bă, dacă ăștia de sus sunt așa, să știi că ăștia de jos nu pot fi altfel. Și o să-ți arăt două exemple. La adevărul.ro Locale Galați. Premier în România. Consiliul Județean Galați și Consiliul Local vor fi dizolvate în urma votului ilegal al Consiliului Județeni și consilierilor Local de la PSD. Deci s-au făcut alegeri degeaba S-au aruncat o grămadă de bani. Și ăștia au votat ilegal. Și acum trebuie iarăși făcute alegeri, cred că. Băi, eu vreau să știu cine să ia care au votat ilegal și din buzunarotul lor, dragul Badi, atâta costă alegerile cât ați fost ea care ați votat ilegal. Banul jos. Pentru că banii vor pleca de la buget. Eu ieri am donat pentru cumințenia Pământului. Și am mers cu fiul la bancă și am donat. Și am donat în numele tuturor membrilor familiei mele. Da, și nu o sumă mică. Nu o sumă mare, nu o sumă mică. Și banii mei, în loc să meargă acolo, vor merge ca să se aleagă ăștia iarăși că au votat pe sediștii ilegal? Bă, băie, băieți, vă fac un scandal, mâncu vă sufletul, îmi punem emisiunea de la două noaptea și filmele porno, toate pornoșagurile o să fie la pe ecran. Sau fac emisiune pe Facebook. Nu știu unde se fac. Sau se poate, bă, chiar în halul ăsta. Bă, la ăștia li se rupe tată de țară. La 14 metri în fața buricului. Adică, și ce dacă? Ai mai faci mă dată vere, bă, mai facem mă dată la găleați la Consiliul Local la Consiliul... Bă, sunteți niște gaițe, bă. Câtă nemernicie în cape, că dați dai seama că l-au știut. Că-i... Domnul, ce votăm aici? Încă lasă-mă că trece. Pentru prima dată în România, bă. Dragnea, tată, îți de Încă ești în Brazilia, în concediu? Sau unde ți-l faci tu? În Brazilia ești mergi în concediu. Băiatule, du-te la Galați. Arată că ești un tip ok. Mergi și zici, bă, nu pot tolera chestia asta. Pe afară din partid, cu toți mătușile și unchii voștri și mamele și soacrele și nevestele și amantele, secretarele, care-s mai blonde, care-s mai turcoază. Afară. Nu poți bă chiar să. Deci, într-o zi, ăștia o să vină pur și simplu și o să zică: Băieți, noi am dat o lege prin care voi trebuie să ne țineți familiile cu 15.000 de euro pe lună, dar de ce? Ca așa vrem noi. Ca așa vrem noi, că noi suntem în uh, încațaj. Noi nu învățăm la școală despre una, despre alta, că noi facem aici. Uite aici. Uite aici în orașul Galați. Cartierul Bădălan se scufundă. Din 11 ianuarie 2000, uite aici. Cartierul Bădălan este prima imagine pe care o au cei care ne vizitează dinspre Vama Giurgulești. Blocuri cu fundații instabile, străzi inundate și mult, mult noroi. Orașul alunecă spre Dunăre cu 2 cm pe an, dar străzile din Bădălan se scufundă la fiecare ploaie. Deci când vine vreun turist, bine că și -aia din Moldova, tă și cu sigări după ei, majoritatea, nu? Sau câți ori fi. Asta e văd, bine ați venit în România. Băieți, aici e da, de care vorbeau partidele naționaliste, mă, cu energie pe pământ. Mai că nu mai avem energie, numai apă este acum. Da? Îți arăt dincolo, stai liniștit că nu-ți dau numai din Galați ca să zic că ăștia cam că ceva cu Moldova. Nu. Îți dau acum din Banat. În comuna Dumbrăvița. Primăria Dumbrăvița beneficiază de o conducere super calificată, Zice Renașterea .ro. Primarul Comunei și-a luat bacalaureatul la 5-4 de ani. Ăsta, de la PSD-ul. Iar viceprimarul a fost încărcător-descărcător la o companie de băutură curitoare. Ăsta, la ODMERU. Băieți! Unul și-a luat bacul la 5-4 de ani și unul a încărcat și-a descărcat sticle. Deci îți dai seama câtă viziune pot să aibă oamenii ăștia. Nu știu unde și-o educat-o. Poate sunt un fel de Leonardo da Vinci, combinat cu Pico de la Mirandola. Sau Pico de la... Da, ăștia din la PNL, sloganul lui beton. Credem, vrem, știm. Ce? Ce? Credeți, ce vreți, ce știți. Că ce credeți încă mai pot intui. Ce vreți, Văd că v-ați dat o grămadă de pensii speciale. Dar ce știți încă n-am văzut în afară de faptul că ați făcut praf industrie și agricultură, tată. Și vin și spun băieții, după aia, doamne, România are o problemă cu străinii. Să că, dacă mâine vine cineva și zice, domnul German, ai votat pentru un prinț străin. Să mor eu dacă nu, că aș pune cu două mâini votul pe prințul străin. Pe prințul Charles îl vreau să, să vie aici, nu știu ce să facă, să vie cu o botă, sau cu răzătoare, să dea pe răzălă toate pensiile lor speciale. Știți cât costă pensiile speciale pe an? Un miliard și jumătate de euro. Calculate înseamnă un miliard și jumătate de euro pensiile speciale. Bă, bă dintr-un miliard și jumătate de euro... Nu, Cristi, nu te uiți cât e bugetul educației. Un miliard și jumătate de euro. Pe păi la un miliard și jumătate de euro pot face tată la 4 milioane kilometru. Faci șase spitale regionale cu banii ăștia. Numai într-un an. Faci la, hai să fie mai ușor, la 5 milioane de euro kilometri de autostradă, deși eu în Bulgaria au făcut-o la 2, în Croația la 5, la 3, cu 5 milioane să zicem, faci 300 de kilometri de autostradă, nu? Mai mult? Mai mult. Mai mult! Mai mult. Bă, tată! Nu vi se pare că avem o problemă? Păi bugetul alocat Ministerul Educației și Finanței, așa, 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 pentru 2016, la 10,59 de miliarde de lei. A, înseamnă 2, 2 miliarde și jumătate de euro. Dacă ai pune miliardul ăla și jumătate de euro la 2 miliarde și jumătate, uite că ajunge la 6% buget din PIB numai pentru educație. Și ai respectat legea ta. ne păi nesimțire, mă. E păi o nesimțire de te rupe două. Și atunci eu vă întreb. S-o da legea, ai văzut? Atâtea presiuni au fost pe guvernul ăsta că, domne, naționalismul, vine campanie electorală, n-am făcut autostrăzi, n-am făcut spitale, n-am făcut școli, dați cu naționalismul. Și guvernul a trebuit să aprobe pedeapsa cu închisoarea pentru sentimentul de dispreț exprimat public față de însemnele autorității. Am văzut pe profit.ro. Pe ce era dispreț public? Mă? E mai mare dispreț public decât să faci cum au făcut ăștia de la PRU dispreț public, este și ce-a făcut Ponta. Gândește-te și îți dau două elemente. Ăștia de la PRU făceau demonstrații în București împotriva moscheii pe care au aprobat-o Ponta. Și acum aflăm că, de fapt, Ponta este în spatele PRU-ului. Îți dai seama ce joc este? Nu se știe dacă și deputatul e de acord cu fostul prim-ministru. Aici e o chestie. dotore dacă e de acord cu colangării de acum. Nu? Pe de o parte. Pe de altă parte, a inaugurat, înainte cu 3 zile sau cu două zile de alegeri, autostrada aia care poate să fie străcată. m povestit un coleg, ieși de pe... Merg pe autostradă, aia de oră știe, trebuie să ieși, că acum au străcat-o ăștia, că au fost proaste, numai pentru tăiatul panglicii pe de domnul Pont, au făcut-o. Un fel de butaforie ieși și pentru 10 km cât ai stricat autostrada, stai cam o oră și un pic. 10 km, tată. Și stai un ceas. Ăla mi se pare cel mai mare dispreț față de însemnele statului român. Ăștia de la Galați care au făcut praf, au făcut premiera asta în România, că trebuie dizolvat și Consiliul Județean și Consiliul Local din Galați, numai pentru că ăia de la PSD au votat ilegal, ăla mi se pare un dispreț extraordinar partidele care au promovat la Dumbrăvița, în județul Timiș, un primar cu bacul la 54 de ani și un viceprimar încărcător de de sticle, uite, astea mi se par niște niște, niște, niște manifestări de dispreț public fantastic. Nu? când a pus PSD-ul un portar de hotel, mă, era boctor la hotel, și l-a făcut peste, stăpând peste băile Herculane, mândria uh, Imperiului Austriac, a ajuns acum a ruina semițărșoarei românie, ăla nu-i public. Când vine Alina Gorghiu și postează ea pe Facebook tot felul de chestii, și după a merge și votează pentru pensii speciale și pentru nu știu ce ăla nu noi. Dispreț public. Dispreț public cei. Că eu acum am de 100 de lei și scui pe ea. Pix, fix. Eu am lucrat pentru ea, nu voi. Păi, de la guvernare. Vii să faci ce? Numai că asta vine din tot felul de presiuni. Pentru că partidele încep să colcă. -i. Ai văzut o dată când în apă mică vin pești și încep să se bată pe acolo. Așa sunt partidele acum. Oare mai prindem loc de deputați? Oare nu mai prindem? Oare am luat. Oare vin ăștia de la DNA? Oare nu se mai aude nimic? Nu mai tragem o lege ca să o miercure neagră, o marță neagră? Și exact ceea ce eu am bujor, ce e la România liberă Editor, alunecăm în spre nebunia decenilor 3 și 4 ale trecute, al secolului trecut. După tâmpenia cu defăimarea acum asta, domnule Cioloș, doamnă Prună, unde vă este europenismul? Nu trebuie să acceptați tot felul de proiecte care vin de la niște partide incapabile să facă altfel de proiecte. Incapabile de politici publice, super deștepte când e vorba de politică și de băgat director de spital, de școală, de ce vrei tu. Ăștia nu trebuie să mai existe, tată. Vi să îmi dai? Ce pentru sentimentul de dispreț exprimat public față de însemnele autorității? Și dacă vă spun că mi se rupe, mă băgați la pușcărie? Că ce e la dispreț public, tată? O să faci ca Antonescu, cum a făcut când a ajuns în Basarabia, de nu mai suportă ea. Că de atunci ai chestia cu te bate jandarul român. Că ai o vorbă în Basarabia, nu e o porcărie. O venit Antonescu, eu terminat. Dimineața pe trotuarul ăla, sara pe trotuarul ăla, femeile cu fusta atât Și-o bătut de ei. Bă, băiatule, stat român îți spun de acum, având în vedere că ți-am plătit taxe pentru autostrăzi și n-am autostrăzi având în vedere că ți-am dat bani pentru spitale și n-am spitale, având în vedere că ți-am dat bani pentru irigații și n-am irigații, pentru școli și n-am școli, te disprețuiesc în mod public, bagă-mă la pușcărie dacă poți. Și cu asta, basta. Care evitată? Ce e la să disprețuiesc public? Că nu salut. Uite, te pot saluta fără chipiu. Știi ce înseamnă în chestia că cu salutul fără chipiu? Eu l am făcut armata, n-am aflat. Înseamnă un fel de... Mă amendează dacă spun. Zite tu că ce vrei? Vrei să mă fac sluga ca în Caragiale, nu o să fiu niciodată sluga statului român. Îți numai finanțatorul lui. Cum vă să vii cu prostii porcării asta? Sentimentul de dispreț exprimat public față de însemnile autorității. Asta e un fel de muzică, este atunci când îți gâdile urechile plăcut. Dacă nu-mi place și am ce s o dus. Zice tu că ce-s astea? Bă, băiatule, eu cum trebuie să reacționez față de știrea asta? Ministrul de interne, Petre Top, a demisionat. Disprețul public e la mine în care zic, ăsta care o zis, aput și plagiator și de-astea? Sau disprețul public este al tău? Guvernule care dai legi idiote că l-ai ținut atâta vreme și procurorii de ne au cerut aviz președintelui pentru începerea urmăririi penale pe numele său în dosarul privind fapte de corupție la direcția de Dpi. Da? L-au acoperit pe Oprea. Păbătul trebuie să-l dai jos în secundă, a doi. Cine disprețuiește mai mult statul român? Eu că plătesc aiuri autostrăzi și nu le am. Plătesc spitale și nu le am. Sau tu că ții astfel de tipi acolo. La presiunile partidului care nu-i așa vine și te... lasă mă acolo, mă, că de nu cumva, că cu oprea poate mai povestim. asta e tata. asta e disprețul public. Păi amendați-vă, băgați-vă la pușcărietăți. Dispreț public ce este, domnul premier, președinte, președinte de partid și președinte de partidul alt. Disprețul public este când Dragnea mere la pușcărie cu suspendare, Frunză Verde mere la pușcărie cu suspendare, Năsta se face pentru nu știu cât, bă, și sume adevărate, de sute de milioane de euro și milioane de euro, pușcărie vreo doi ani, și o femeie care fură 25 de la lele, câtă pușcărie face ea. Doi ani și jumătate cu executare, tata. A avut, când a plecat de acasă, a avut cinci copii. Când s-a întors, o va a avut numai patru, că l mic a murit. Și nu a avut aprobare să meargă de la pușcărie la mormântarea propriului copil, ăla de patru ani sau de cinci ani. O trebuie să stea acolo să plângă. Oarecum, nu-l mai văd. L-am văzut numai când l-au luat boctării. Bă, la nu-i dispreț public, nu vi frică că vă trăznește Dumnezeu în hiperchelia voastră neluminată? Cum să dai legi de astea, bă, că tu trebuie să intri tăți la pușcărie. Tu, statul român, trebuie să te bagi la pușcărie. Trebuie să-ți faci o jilavă numai pentru statul român. La 25 de la Lele, ai băgat-o 2 ani jumate cu executare. Ăștia care au furat miliarde, scriu câte o cărticică și zic, țupa, țupa, în 6 luni înapoi și în și vine acasă pentru că nu pot să stea tata fără nevastă. Și adică, bă, mă fac că sunt bolnav. Ai văzut cum a intrat, cum a ieșit Gigi Becali? Da, nu am făcut de două ore așa și o că mă doare gâtul. De am fraierit, o zis. Da? Și a nu putut să meargă să-și înmolunteze copilul. Unde vii, bă? A, da, e naționalism. Să trăiți, am uitat de naționalism. Dar vă servesc acum de la un istoric. Da? Dorind Dobrincu, zice, istoric, și o să vedeți că disprețul este așa cum zic eu. De ziua națională a Republicii Moldova, în 27 august, ambasadorul Sua la Chișinău reamintea că Republica Moldova este un stat independent, suveran, că Republica Moldova nu este România. Declarație cam tare pentru unii. Imediat au apărut reacțiile indignate de fapt. Ce vrem noi? Ca statul de la Est de Prus să fie tradițional sau să eșueze? Ne pasă cu adevărat de oamenii de acolo sau ne raportăm doar la un teritoriu mitic, atemporal? În același timp, vrem ca ambasadorul american de la Chișinău să devină angajat al unor instituții de la București să susțină punctele de vedere ale acestora? Eventual are ONG-urilor unioniste? Dincolo de vorbele umflate la momente aniversare de jocuri, ce facem noi cu adevărat pentru vecinii de dincolo de Prut? Care sunt investițiile românești între Prut și Nistru? S-a finalizat și a devenit funcțional gazoductul Ungheni-Chișinău? Până acum s-a vorbit până la saturație doar de gazoductul Iași-Ungheni. S-a început o autostradă care să lege Chișinău de Iași, de Cluj și mai departe de Europa? S-a construit măcar o bucățică din această dorită, nu știm dacă de mult sau de puțin, autostradă de partea românească a Prutului? Nu părem capabili să ne administrăm bine nici pe noi înșine, dar ne credem îndreptățiți să vorbim în numele altora și să le decidem soarta. Asta spune Dorin Dobrincu, istoricul. Și asta am făcut, bă, asta facem tot. Ai văzut că ieri a fost ziua limbii române. De ziua limbii române, să știi că nu e ziua limbii române de aici, din România. E ziua în care Moldova a zis, gata, băieți, limba oficială, e limba română. Știi cine a fost la Chișinău? O să-i enervez pe unii. Ați văzut oficialitățile? unde e mândru că e ortodox, mândru că e român, mândru? Unde să ia? De la... Unde ești olguță, dragă? Îți zic eu, olguță, cine a fost? Focar, Focar Iștvan de la Consiliul Județean din Cluj, de la UDMR, s-a dus acolo și s-a bucurat cu moldovenii de ziua limbii române. Știi ce-o postat Și jos pălăria. le acolo pentru chestia asta. Ziua limbii române la Chișinău. Dacă dorești respectul de la cineva, în primul rând cunoaște și respectă pe acel cineva. Ai noștri s-au făcut că muncesc. Și-o dat pe Facebook de triori că e ziua limbii române și au zis... Gata, dragă, am obosit să menem să mai punem niște directori pe la asta. Ăsta de la UDMR, Vacar el o mers la Chișinău și a zis, domnule, eu trebuie să mă duc acolo, că e ziua limbii române. Eu respect limba română, eu respect. Eu respect pe ea din Chișinău. Politicienii români nu să meargă. Nu i-am văzut. Unde stată? Unde? Policianul român nu merge nici în secuime. El numai, el numai aniversează tot felul de tensiuni și aniversează în programe de guvernare tensiuni din secuime, pe care tot el le, pro le face. Da? Băieți, ăsta nu este un disprez la adresa instituțiilor și însemnelor statului. Ca tu să bălmăjești cu naționalisme. De ce n-ai De ce o mers numai domnul Vacarișvan? De ce o mers? A, stai mă, că ăștia sunt Palma de Maiorca, în Brazilia. Oh, 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 Da? Să vă arăt o știre de ziua limbii române? Să vă arăt? Hai să vă arăt. Ziarul de Iași. Cu fotografii. Și am să ruleze pe ecran ca să vedeți. nesătui de la Sfânta Maria, pe la un spital, copiii bolnavi, rodoase, angajați ies cu sacoșele pline. Și aici aveți o galerie foto, intrați pe ziarudeiași.ro, da? Dacă va rula pe ecran, e galerie foto, cum ies angajații frumos cu sacoșele pline de acolo. Și copiii se plâng că nu au ce mânca. Rod oasetata. tata. Da? Ăsta nu este un disprez la adresa însemnelor, nici nu că mi se rupe mie de statul român, de însemnelor țării ăstea de care nu mi se rupe. Că dacă mi se rupea, nu știu, plecam în Venezuela. Ăsta nu e afront. Să-ți joc de încrederea publică în astfel de instituții fundamentale. Uite aici. Dă, dă un pic mai sus. Uite aici. Ce zice una din spitală? Mamele vin și ne întreabă când vine mâncarea, spun că le e foame, se plâng că primesc doar ce e mai rău dintr-un pui, gâturi și aripi, iar cei de la bucătărie iau mâncarea acasă. Asta se întâmplă zi de zi, te doare inima pentru săracii copii. Da? Sursă din spital, pe ziarul de Iași, am citat din ea. În timp ce conducerile spitalului fac eforturi ca din alocația zilnică pentru hrana pacienților de doar 6 sau 8 să asigure trei mese pe zi, mai multe angajate de la bucătăria de la Spitalul de Copii Sfânta Maria Adar din Iași, dar și alți angajați ai spitalului, sustrag alimente pe care le încarcă în mașinile personale. Acest lucru se întâmplă în fiecare zi după terminarea programului, după ora 6 seara, când în curtea spitalului mai multe persoane care să coșe găleți cutii sau sași cu diferite produse. Foto Andrei Dișcă și pe ziarul de Iași am citat. Băieți. Cum vii? Cum vii, băieți? Unde-i disprețul? La mine că vă spun ce în țara asta sau la ea că fac din țara asta ce se vede? Din spital, bă. Din spital. Din spital. Zim și mie care e diferența între ăștia care fură de la gura copiilor, am citat ziarul de Aș. Cea care din ruinele de după cutremurul din Italia au început să fure. Ai văzut? L Am văzut pe click. Ăsta românii care au furat din ruinele de la Amatrice. Și îți arăt libero cotidian, cotidianul punctit. Uite aici. Amatrice ancora Cășali la Macerie. Sunt trei românii Că s-au Să zic, șacalii. Sunt șacali. La matrice, pe locul care s-o dărâma pe acolo, sunt trei români, Cozano, Rubato, care au furat. Arestat duiești a rumenii, în automobilii, e vestiti, în haine, rubati, furate, de ale case, dacă nu încep eu, care nu mai sunt. Ăsta-i tătucă, hai cu imnul, da? Să-ți mai dau? Sunt o grămadă, bă, dar mi rușine. Terremoto, altă localitate, doi ceacali arestate de carabinieri de amatrice. Băieților, zim -mi și mie, cine disprețuiește? Cine spune în față ce are de spus și arată ce se vede? Sau ăștia care își bajoc joc, începând de la totala lipsă de educare, totalul miserupism când e vorba de educație? Și totalul interes personal când e vorba de politică. Păi mai bine dacă ți m-am pupat.